Bună dimineața, domnul director. Vă rog să ne spuneți câte ceva despre avizele pe care dumneavoastră le aprobați în această perioadă pentru certificatul de producători. Sărămâile, Direcția Agricolă OLT, în perioada 1 ianuarie 30 aprilie, a emis un număr de 1009 avize consultative la solicitarea fermierilor, aceste avize fiind necesare pentru eliberarea atestatului de producător. Așa cum știți, aceste atestate de producător sunt valabile 7 ani de zile și sunt documente obligatorii pentru comercializarea producțiilor obținute de către acești fermieri. Știu că dosarele se fac și se depun la primăriile de care aparțin producătorii agricoli. Cine verifică aceste, dacă producătorii agricole au suprafața de teren cultivată cu produsele respective? Sigur că da, verificările suprafețelor respective se fac de către reprezentanții primăriei, de către agenții agricoli, iar angajații direcției agricole merg pe teren și verifică pe cei care s-au înscris în programul Tomata. Așa cum știți, județul Olt este pe primul loc la programul Tomata. Avem un număr de 5250 de solicitări pentru programul Tomata. Se fac verificările normale, acele verificări de suprafață, precum și știți că trebuie să aibă 1000 de metri pătrați de solar sau, mă rog, spațiu protejat, precum și verifică acea plantare și rodire, cele trei verificări necesare pentru a duce la bun sfârșit programul Tomata. Știu că au fost subvenții începând din acest an și pentru cultivatorii de usturoi. Și vorbind despre Fălcoiu, că acolo era patria usturoiului, cam câți producători agricoli au depus dosarele la dumneavoastră? În acest moment avem 6 producători agricoli. Că tot așa, trebuie o anumită suprafață de teren. Așa este, trebuie un hectar de usturoi. Am înțeles că subvenția deja a crescut la 3000 de euro, ceea ce... Nu e puțin lucru, da. Bucură pe toată lumea. Avem până în acest moment 6 fermieri care din localitatea respectivă sunt din Vădăstrița, dar să sperăm că vor veni și din alte localități și că această cultură va prinde și că subvenția respectivă va motiva și alți... Împreună cu această subvenție va motiva și ceilalți fermieri să se îndrepte și către cultura de usturoi. Vedem că primăvara asta este foarte capricioasă și în ultimii ani s-a tot produs acest fenomen. S-a alternat frigul cu căldura și au afectat aceste schimbări climaterice. Din ceea ce noi am verificat pe teren, specialiștii direcției au fost pe teren și au verificat culturile, nu neapărat culturile mari, cât și vița de vie, pomii fructiferi, putem spune că nu am avut temperaturi negative în ultima perioadă și culturile nu sunt în pericol. Nu sunt afectate. De asemenea, aș vrea să spun că și ploaia care se anunță zilele acestea crește speranța fermierilor că vor avea o producție bună și în acest an. Deci județul Olt este printre cele fericite în ceea ce privește aceste, să zicem, schimbări climaterice care n-au afectat atât de grav culturile agricole. Nu am avut astfel de probleme la nivelul județului și nici măcar nu am primit informări de la primării cum care exista probleme în teren. Da. Încă ceva vreau să vă întreb. Dacă acele aparate antigrindină care au fost date primăriilor, la unele primării, sunt de folos până la urmă? Sigur că sunt de folos. 100% deci, sunt de folos și chiar sunt un câștig pentru județul Olt. Noi avem până în acest moment 6 stații antigrindină funcționale și gata în orice moment să acționeze. Și iată că nu a bătut grindina la noi în județ. Mulțumim. Poate și că da, poate și de frica acestor aparate. De frica acestor aparate, dar să știți că totuși se pot baza fermierii pe aceste sisteme antigrindină și știu că au fost oamenii, cei care lucrează și deservesc aceste aparate, au făcut cursuri de calificare, știu să le manevreze. Sunt în permanență monitorizate și
ca atare suntem în orice minut și în orice moment pregătiți pentru a interveni. Mulțumim frumos, domnul director. Rămâne frumos.